În fiecare an, la 31 mai, Organizația Mondială a Sănătății marchează Ziua Mondială fără Tutun, în încercarea de a atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le prezintă consumul de tutun asupra sănătății. Tema de anul acesta promovează introducerea ambalajelor integral standardizate, având sloganul un singur mesaj pe pachetul standard de tutun, avertismentul de sănătate. Concret, de pe pachetele de țigări vor dispărea elemente cum ar fi culorile variate, imaginile sau logo-urile, permițându-le producătorilor să imprime doar numele mărcii cu litere de dimensiuni standard scris într-un anumit loc de pe pachet, alături de avertismente referitoare la riscurile consumului de tutun asupra sănătății, precum și de informații legate de substanțele toxice conținute. Folosirea pachetelor standardizate va face aceste produse mult mai puțin atractive și va reduce totodată folosirea lor în scopuri promoționale, crescând în același timp eficiența avertismentelor asupra sănătății. Acțiunile desfășurate cu prilejul Zilei Mondiale fără Tutun la nivelul județului Giurgiu vor cuprinde activități adresate elevilor și activități adresate comunității locale. Se vor derula activități de informare, instruire, educare la școala gimnazială Academician Marin Voiculescu din Giurgiu și la Liceul Tehnologic Hotarele. Activitățile în comunitate vor consta în prezentarea riscurilor fumatului și ale fumatului pasiv, precum și modalitățile de reducere a efectelor nocive ale consumului de tutun. Vor fi distribuite pliante și materiale de informare. Societatea Română de Pneumologie arată că în România se fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de țigări, iar aproximativ 85% dintre pacienții cu cancer bronhopulmonar sunt fumători. Totodată, studiile au arătat că 89% dintre fumătorii din țara noastră și-ar dori să reducă numărul țigărilor sau să renunțe complet la fumat. Efectele negative ale fumatului nu se limitează doar la fumător, ci se răsfrâng dramatic și asupra celor aflați în proximitatea sa. Fumatul pasiv este tot mai frecvent recunoscut ca factor de risc la locul de muncă și ca o amenințare la adresa sănătății publice. Numeroase studii arată că fumatul pasiv este o cauză a bolilor cardiace și a cancerului pulmonar la adulții expuși.